Așadar, dragilor, pornim lecția și cu Miruna. Da. Miruna, tu o să ne spui ce ai avut ca temă, că tu asta e de regulă. Păi sunt mai multe, sunt 6 din 15 exerciții. Câte exerciții? 15. Wow! Ai o temă importantă, cu multe exerciții, da? Tu stai în bancă și îmi dictezi și lucrezi, eu la tablă și tu îmi spui dacă... Am avut problema numărul 6, dar acum se schimbă întrebarea problemei astfel încât aceasta să se rezolve prin o mulțime, o împărțire și o adunare. Mai întâi cu problema. O librărie a vândut 6 cutii, atât de 15 jocuri cu zamuri și de 9 ori mai puține jocuri pasme. De câte ori este mai mare numărul total al jocurilor decât numărul de jocuri pasme? Și-am calculat. Aoleu, dar nu prea înțeles problema. Trebuie să spui mai rar și până nu înțeleg eu. Deci, hai zi o dată. O librărie a primit 6 cutii către 15 jocuri cu zarii și de 9 ori mai puține jocuri puzzle. Așa. Și? De câte ori este mai mare numărul total al jocurilor decât numărul de jocuri puzzle? Schimbă întrebarea problemei astfel încât acesta să se rezolve prin o înmulțire, o înmulțire și o adunare. Hai să ne încurcăm. Acum sunt la partea cu schimbarea de lucruri. Asta este să înțeleg, doar n-am înțeles-o. Știi ce fac eu când nu înțeleg? Mai șterg tabla, mai pierd timpul, fac și eu ceva așa ca să nu se filmează, să nu mă fac. Să nu creadă că nu știu să o fac. Chiar n-am înțeles-o. Dacă tu citești foarte repede. De ce? Spune încă o dată. O librărie așa. A primit 6 cutii. A câte 15 jocuri cu zarii. Și de 9... Stop. Până ai ce se fac, să o înțeleg eu până. Da? Deci am primit, o librărie. 6 cutii. Deci că trebuie să și scriu, că dacă nu mi-e clar, 6 cutii. A câte 15 jocuri cu zaruri. Aha. Fiecare. Care cu cine? Cu 15. Da, 15 jocuri cu zaruri. 15. Cutii? Sau 15 cu 15? 15? Jocuri cu zare. Jocuri. Zare. Stop. Păi dacă fiecare cutii erau 15 jocuri. 16. 15 vor fi toate jocurile, nu? Știu acum câte jocuri. Da. Și de 9 ori mai puține jocuri puzzle. A, de 9 ori mai puține. Și de 9 ori mai puține jocuri puzzle, da? Cum se scrie puzzle? P-U-Z-Z-L-E. Așa. P-U-Z-Z-L-E, da? Puzzle. Da. Bun. De câte ori este mai mare numărul total al jocurilor decât numărul de jocuri puzzle? Păi, nu trebuie să rog. O poți tu ajuta? Din bancă stai așa și te gândești. 6 ori 15 împărțit la 9. Dar ce să am 6 ori 15 împărțit la 9? De ce se face 6 ori 15? Ce am de 6 ori 15? Numărul de jocuri cu... numărul de jocuri cu zauri. Trebuie să afle toate jocurile cu zauri, da? Deci prima întrebare. 1. Află... numărul jocurilor. Află numărul jocurilor cu zauri. Adică de aceea facem 6 ori 15 și cât face 6 ori 15? 90. 90. Sigur 90, da?
6.15, 6.10.60, face 9.10. Joacă, da? Și apoi 9.10 împărțit la 9. De ce? Păi spune și de 9 ori mai puține jocuri puzzle. Asta e. Află. Doua etapă. Află. Ce? Numărul jocurilor. Puzzle, da? Am zis prin puzzle, da, bine, pasă. 90 împărțit la 9, 10. 90 împărțit la 9, egal cu 10. Și apoi aflăm numărul total al jocurilor, care este 100. Deci la 90 plus 10 fac 100. Dar cine ne întreabă problemă să vedem numărul total? De câte ori este mai mare numărul total al jocurilor decât numărul de jocuri puzzle? Deci numărul total al jocurilor decât numărul? De jocuri puzzle. Asta înseamnă 100 împărțit la 10, care face 10. Așa. Mai citești o dată, să se legă bine, dar așa este. Deci de câte ori? Mai citești o dată. De câte ori este mai mare numărul total de jocuri? De total de jocuri. Deci adun, da? Ai nevoie de numărul total de jocuri. Da. Adică, deci, aflăm numărul total de jocuri. Și de zaruri și de bază, da? Atunci zicem 90 plus 10. Egal cu 100. Și de câte ori este mai mare numărul total? 100 împărțit la 10 egal 10. Asta. Deci, în etapa a patra, aflăm de câte ori este mai mare jocul, numărul de jocuri, mai ales numărul jocurilor puzzle, față de numărul total. De aceea împărțim de 100 la 10 și ne dă tot 10. Iată, acum am înțeles și eu problema. Și acum trebuie să schimbăm întrebarea problemei, astfel încât acest să se rezolve prin ori mulțire, ori părțire și o adunare. Deci să avem ori mulțire. Adică doar întrebarea problemei să schimbă. Da, deci să schimbăm întrebarea problemei, așa că să se obțină pentru o mulțire, apoi o împărțire. Da. Și pe urmă, ce să mai fie o adunare. Da? Așa este, în ordinea asta. Să se rezolvă într-o mulțire, o împărțire. Pot să pun eu X. Nu vreau să mă obișnuit. Așa, așa. Să se obține printr-o mulțire, foarte bine ai spus. Să se obține printr-o mulțire, o împărțire și poate după aceea o adunare. Dar se pot face toate din aceeași problemă? Nu, să formulăm așa, cu aceleași date ale problemei. Da. Cu aceleași date ale problemei, încât să avem o mulțire, o împărțire și, pe urmă, o adunare. De o mulțire. O mulțire, o împărțire și apoi o adunare. Jocuri sunt în 10 cutii de același fel. Câte
Ia să vedem dacă tu ai dreptate. Câte jocuri, adică și de una și de alta, da, sunt adică, în... Adică 90 și 10... Adică 90 de jocuri cu 0 și 10 jocuri pasă sunt în aceeași cutie. Păi, nu sunt în aceeași cutie, nu? 6 cutii sunt de 15 jocuri cu zarul și de nori mai puțin sunt cele puzzle, adică sunt 10 și până am aflat de câte ori este mai mare numărul de câte jocuri. Trebuie să găsim, nu ne dăm bătuți. Hai să încercăm așa. Dacă toate jocurile ar fi puse în cutii de câte 10, câte cutii de
de aceste România. Deci dacă toate jocurile, deci dacă toate jocurile vor fi puse în cutii de câte 10, câte cutii vom avea? Asta poate fi o împărție. Asta e întrebarea finală. Da? Bine, deci dacă toate jocurile, toate, și de puzzle, și de... Da, adică 100. Acele 100 vor fi puse în cutii de câte 10. Câte? Ce înseamnă împărțirea 10. Ce înseamnă împărțirea 10, dar mai putem gândi așa. O cutie cu cele 10 deoparte, o cutie, și cele 90, 90 de la început de zaruri, acolo împărțim. Deci acum două mulțiri, se mulțim pe cine? Pe 6 cu 15, 6 de la 90. Pe cele 90 le împărțim în câte 10 și facem 9 cutii și mai adăugăm o cutie a celor 10 și fac 10 cutii. Deci în felul ăsta am făcut o mulțire când am aflat numărul de cine? De zaruri, de jocuri cu zaruri. După aceea împărțire, pentru că de 90 îl împărțim la 10. La, la 10, până câte 10 și fac 9, 9 cutii și mai adăugăm o cutie de la, de la cine? La puzzle, da? Deci mai dăm o cutie și atunci facem 10 cutii. Ca să avem în total, așa cum spune problema, să avem ca ordine ce să avem. O înmulțire, o împărțire și până o, o adunare. Deci putem spune așa, dacă toate dacă toate jocurile sunt puse, toate jocurile sunt puse în cutii de câte 10 jocuri, dacă toate jocurile sunt puse în cutii de câte 10, câte cutii vom avea? De câte 10? Jocuri. Cutii, puse în cutii de câte 10 jocuri. Câte astfel de cutii vom avea? De cutii vom avea? Așa. Și atunci, ordinea fiecărei operațiilor, în ordinea care cerut autorul, înseamnă. Ce se face? 6 ori 15 și dau cu 90. Da. Apoi, 90 îl împărțim la 10, că punem grupe de câte 10. Și cât faci 90 împărțit la 10? 9. 9 cutii. Și la 9 cutii, mai adunăm pe una în care sunt jocurile de puzzle, da? 9 plus 1 egal cu 10. 10 cutii. Și cu asta am terminat problema. Am și formulat. Și am făcut operațiile acestea în ordinea în care a cerut autorul. Mai întâi o mulțire, apoi împărțire și până o adunare. Copiii și-au problema numărul 7. Ia să vedem. Problema 7. Copiii și-au sortat jucăriile. Copiii și-au sortat jucăriile în două dulăpioare. În primul 6 jucării, iar în al doilea 7 dulăpioare către 6 jucării. Deci, în două dulăpioare. Un dulăpior și un alt dulăpior aici. Da, sigur că da, ca să înțelegem problema. Cele două dulăpioare sunt pe urmă. În primul, cât ai zis? În primul, 6 jucării. Aici punem 6 jucării. În primul. Da? Iar mai multe 7 cutia câte 6 jucării. 7 câte 6. Deci punem 1, o cutie. Și punem 6 litere. O altă cutie. Și ea punem 6. Și o altă cutie, ea punem 6.
Și o altă cutie, iar punem 6. Și iar punem 6. Și iar punem 6. Și în sfârșit, se naște. Câta cutie, în a 7-a cutie, ca așa ai spus? Punem încă 6. Deci, se observă că sunt 7 cutii de câte 6. De câte ori este mai mare numărul jucăriilor din al doilea durat față de numărul de jucării din primul durat? De câte ori e mai mare numărul jucării de aici față de asta? Tu de câte ori crezi că este mai mare? De 7 ori. Cum ai făcut? 7 ori 6, 42, 42 părți la 6, 7. Dar nu puteți vedea, fiindcă toate sunt câte 6, e de parcă aș întreba de câte ori se cuprinde o cutie de 6 în asta de aici. Adică câte, de câte ori e mai mult în a doua? De 7 ori. Nu? De 7 ori. Tu ai făcut bine, mai jos. Deci la rezolvare ce zici tu? La rezolvare zici că vine 6 ori 7 egal cu 42 prima operație, după care 42 împărțit la 6 și ți-o dat cât 7 cutii. Da? 7 cutii. Dar tot atât de bine, deodată puteam să spun 7 împărțit la 1, că e o singură cutie, 7 împărțit la 1, egal cu 7. 7 cutii. Puteam să le gândim și așa, pentru că avem șansa că în fiecare cutie se află același număr de cine? Același număr de jucării. Altfel, asta este problema atât. Așa, acum problema 8. Ia să vedem acum dar ce spune. Compun o problemă folosind datele. Am primit 14 pachete la câte 24 de minute. Am vândut deja un sfert dintr-un pachet. Câte mici mai sunt de vânzare? La vânzare. Asta este un dialog. Deci se comprime o problemă care se conține datele următoare. Din dialogul acela. Din dialogul. Am primit... Da? Deci am primit ce? 20 și... Da. 14 pachete, câte 20... 14 pachete... A câte? 20 și câte? 24? Da, 24 de mici. 24 mici. Am vândut deja un sfert dintr-un pachet. Am vândut un sfert dintr-un pachet. După două ore, zice și noi așa. O zi, poate. După o zi, hai să zicem. După o zi. Au vândut din magazin. Sau s-a vândut, nu? N-ai importanță.
S-a vândut, da? Un sfert din pachet. După un sfert, s-a vândut un sfert dintr-un pachet. Câte mici mai sunt la vânzare?
62. 62 minus 20 egal cu 42 litri. Asta e ca atâta la casă, ne? Și? 42 împărțit la 6 egal cu 7. Așa, 42 împărțit la 6. 6 egal cu 7 bidoane. Nu? Astea sunt bidoane în care se pune laptele rămas. Te rog, următoarea problemă. Problema numărul 10 de la 55. Te rog. De astfel, bale s-au venit copilor 48 de balbane roșii și de 8 ori mai puține balbane verzi. Deci, problema 10 de la 55. Da. Deci, la servare. S-au venit copilor 48 balbane roșii și de 8 ori mai puține balbane verzi. 48 roșii și de 8 ori, da? Mai puține baloane verzi. Da? Baloane verzi. Formulează întrebarea problemei. Astfel încât aceasta să se rezolve A. Printr-o înmulțire și o adunare. Printr-o înmulțire, mai întâi, și apoi o adunare. O mulțire și o adunare. Alt punctul A a fost punctul B, da? Punctul B este o mulțire și o... O mulțire și o scădere. Și o scădere. Stai, la punctul A, o mulțire și o adunare. Așa, o mulțire... și o adunare. Cum vei spune? Deci știi că sunt în total 48 roșii și de 8 ori mai puține banane verzi. Ca să faci mai întâi învățire, cât o adunare. Câte banane sunt în total? Așa. Câte balane sunt în total, pentru punctul A? Da? Câte balane sunt în total? Și roșii, și albe. Și de aceea, pentru punctul A facem 48 împărțit la... facem la... zic tu. 48 împărțit la 8. Egal cu 6. Da? 6. Sunt verzi, nu? Da. Și apoi 48. Și apoi 48 plus 6 egal 54 în total. Și am făcut așa pentru operație de împărțire și pentru operație de adunare. Punctul B. Așa. O împărțire și o scădere de data asta. Așa. Cu cât este mai mare numărul de baloane roșii decât numărul de baloane verzi. Corect. Deci, formulează-ți întrebarea. Cu cât este mai mare numărul de baloane roșii față de cel față de numărul de baloane verzi. Atât de mare numărul de baloane verzi față de cel
de numărul de balane roșii, da? Și acum problema numărul 11 de la pagina 55. 11 de la 55. Să vedem. După ce a consumat jumătate dintre 40 de mere, o gospodină a mai numărat încă un sfert din câte a consumat. Câte mere are acum? Scrie rezolvarea printr-o singură expresie numerică. Da. Deci, câteodată, după ce a consumat jumătate din cele 40 de mere, adică 20, o gospodină a mai cumpărat încă un sfert din câte a consumat, adică 10. Un sfert din câte a consumat? 5. Deci 5. Câte mere are acum? Scrie rezolvarea printr-o singură expresie numerică. Ceea ce înseamnă 40 împărțit la 2. Da, spune că a avut 40 la început. Paranteză, poate. Spune că a avut 40 la început, nu da. Spune. Da? A avut 40 la început. Da. Și apoi am cumpărat un consumat din câte a consumat. Deci 40. Împărțit la 4. Deci 40. Împărțit la 2, parcă ai spus, nu? Părinte, ce aveți? 40 împărțit la 2. Da. Plus 40 împărțit la 2. Plus 40 împărțit la... Nu 40. Împărțit la 4. Nu 40. Împărțit la 2 plus 4. Deci, consumat. Adică, o gospodină a mai cumpărat încă un sfert din cât a consumat. Ei, din cât a consumat? Da, adică 5. 40 împărțit la 2 împărțit la 4, nu? Deci, 40 împărțit la 2... 20. 20 a consumat. 20 împărțit la 4, 5. Deci, totul aici, totul în continuare împărțit la 4, adică asta înseamnă 5, că după ce au consumat... Da. Și apoi faci 20 împărțit la 4, care face 5, apoi 20 plus 5, apoi la 25, nu? Și deci câte... Și care e întrebarea? Câte mere are acum? Câte mere are acum? 25 mere. 25. Deci ar fi, ai spus că îți facem dintr-o singură operație. Da. Așa, pentru o singură expresie. Plus în continuare 20, egal cu 20 împărțit la 2, de face? Cum consuma jumătate, ai spus. 40 împărțit la 2, 40 împărțit la 2, face? 20 împărțit la 4, face 5. Plus 20. Deci, egal cu 25. Iată, pentru o singură expresie am făcut. Și apoi problema 12. Iată. Putele cumpărate de la supermarket, în cantitatea ce se observă în graficul alăturat, erau ambalate pungi de câte 10 bucăți. Câte pungi au fost necesare? Rezolvă în două moduri. Mai cine mă dată problema, că nu a fost la fel. Deci fructele cumpărate. Fructele cumpărate de la supermarket, în cantitățile ce se observă în graficul alăturat. Mai trebuie să vedem graficul. Erau ambalate pungi de câte 10 bucăți. Câte pungi au fost necesare? Rezolvă în două moduri. Cum fac eu graficul? Tu dacă vrei tu ne-am băgat. Mai de tot. Important, sigur, da? 80. 80, apoi 70. Apoi 60, la 60, la 40, 50, 50, 40. Și apoi? 40, 30 până la 10. 30, 20, 50. 10 nu-i chiar de la 0, 10 e pus aici, foarte bine. Bun. Pentru mere, 30. Deci, pentru mere, îi ducem așa și iată, aici punem mere și roșu punem mere. Mere. O culoare de acolo. Punem mere. Bun. Pentru portocale. Iau candel. Da. Și punem la 80. Acolo e 80.
Palme au fost aici. Așa 80. Și berne? Și berne 60. 60. Și la 60, reducem și pe mâncă. Aici a fost. Cele a fost aici portocale. Portocale. Aici sunt pere. Era un salat de pungi de câte 10 bucăți. Așa. Câte pungi au fost necesare? Întrebare. Câte pungi au fost necesare? Rezolvăm două mulți. Două mulți, după ce gândeam. Deci asta e problema de aici. Și prima metodă, prima variantă de rezolvare acum. S-a vrut toate fructele la un loc. Împărțit la 10. Corect. Deci 80 plus 60 plus... Cât ai spus? 80 plus 60 plus 30. Îmi dă total. Da? I-a zis pe bine? I-a zis pe bine? 170 fructe, kilograme fructe, la un loc. Și acum, pe 170 îl îmbrățim la 10 și obținem 17 pungi. Asta e prima variantă. Cea de-a doua variantă? Așa, să facem mai întâi 80 împărțit la 10 și egal cu... Plus 60. Plus 60 împărțit la 10, nu? Și plus 30 împărțit la 10 și face, iată, 8 plus 6 plus 3. Face tot 17 pungi. Neapărat trebuia să fie aceeași răspuns, că nu se poate la matematică. Ori prin prima metodă, în a doua, la aceeași rezultat am ajuns. Mai departe. Problema numărul 13. 13. Ia să vedem cum sună. Completează numerele și cuvintele care lipsesc. Cum toate constitui, cum le constitui la numerele. Deci, ce se face? Asta e mai mult de limba și literatura română. Așa, adică? Deci completează. Într-o cutie. Nu completează numele. Nu zice că trebuie să rezolvăm. Pentru a reconstrui problema. Într-o cutie, puncte, puncte, bomboane.